Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Distrus de mândrie. Textul de memorat îl găsim în Proverbe, capitolul 29, cu versetul 23. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul, capătă cinste. Consecințele unei minciuni. A fost o zi tristă, cea în care Saul și-a aruncat sulița spre fiul lui, Ionatan, deoarece aceasta vorbise în apărarea prietenului său drag, David. Când David și Ionatan s-au întâlnit în dimineața următoare pe câmp, și-au dat seama amândoi că David trebuia să continue să se ascundă de Saul. Au plâns când și-au luat rămas bun, neștiind dacă se vor mai vedea vreodată. David s-a grăbit să ajungă într-un loc numit Nob, unde se găsea la acea vreme cortul întâlnirii. Când a ajuns David, era neliniștit și îngrijorat. Marele preot Ahimelec l-a întrebat ce îl îngrijora. Ce a spus David în loc să-i spună adevărul? 1 Samuel, capitolul 21, cu versetul 2 și 3. David a răspuns preotului Ahimelec: regele m-a însărcinat cu ceva și mi-a zis, nimeni să nu știe nimic despre sarcina cu care te trimit și despre porunca pe care ți-am dat-o. Pe oamenii mei i-am trimis într-un loc anume. Acum, ce ai la îndemână? Dăm 5 pâini sau ce vei găsi? Singura pâine care se găsea la cortul întâlnirii era pâinea sfințită pentru punerea înainte. Doar preoții aveau voie să o mănânce, însă Ahimelec i-a dat-o lui David. De ce mai avea nevoie David? Haideți să continuăm cu versetul 6. Atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în ziua în care o luase de acolo. Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un slujitor al lui Saul. Numele lui era Doeg, un edomit, conducătorul păstorilor lui Saul. Și David a zis lui Ahimelec: n-ai la îndemână o suliță sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca regelui era grabnică. Preotul a răspuns: iată sabia lui Goliat, filisteanul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. Iată, este învelită într-un covor în spatele efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, căci nu este alta aici. Și David a zis: nu-i alta ca ea, dă-mi-o. David s-a încrezut în Dumnezeu când s-a luptat cu Goliat, dar de data asta n-a mai avut credință. Poate că a început să fie frică văzându-l acolo pe Doeg, slujitorul lui Saul. Era convins că Doeg îi va spune lui Saul unde l-a văzut. Astfel, uitând că puterea lui Dumnezeu îl protejează, l-a mințit pe preot. Numai că minciuna nu are niciodată scuză. La o zi după ce David a scăpat, Saul a început să suspecteze că avea un trădător în tabără, așa că s-a oferit să dea o recompensă bogată oricui îi va spune cine se împrietenise cu David. Doeg i-a spus lui Saul că îl văzuse pe David la cortul întâlnirii, iar felul în care i-a spus-o îl făcea pe Ahimelec să pară un trădător. Astfel, Saul a poruncit ca Ahimelec, familia acesteia și toți preoții să moară. Doar fiul lui Ahimelec, Abiatar, a scăpat. Auzind ce s-a întâmplat, poporul Israel s-a îngrozit. Minciunea lui David a avut consecințe înspăimântătoare. Dacă i-ar fi spus adevărul lui Ahimelec, ar fi primit un sfat bun, iar Ahimelec ar fi putut să-l protejeze pe el și să-și protejeze și familia. După ce a plecat din Nob, David a simțit că va fi în siguranță mai degrabă la dușmanii Israelului decât în propria țară, unde îl putea găsi Saul. Această idee nu a fost însă una înțeleaptă, dar el chiar s-a dus la un împărat filistean. Ce s-a întâmplat acolo? Haideți să continuăm cu versetele 10 la 15. David s-a sculat și a fugit de Saul chiar în ziua aceea. A ajuns la Achiș, regele Gatului. Slujitorii lui Achiș i-au zis: nu este acesta David, regele țării? Nu este el acela despre care se cânta dansând: Saul a omorât miile lui, iar David zecile lui de mii? Și David a pus la inimă aceste cuvinte și s-a temut foarte tare de Achiș, regele Gatului. David și-a schimbat purtarea înaintea lor și făcea pe nebunul în mâinile lor. Scria pe ușile porților
și lăsa să curgă saliva pe barbă. Achish a zis slujitorilor lui: iată, vedeți că omul acesta este nebun. De ce l-ați adus la mine? Oare duc lipsă de nebuni? De mi l-ați adus pe acesta ca să facă pe nebunul în fața mea? Cum să intre unul ca acesta în casa mea? Aplicație. Cum se poate elibera cineva de teribilul păcat al minciunii? Haideți să vedem ce găsim scris în Psalm, capitolul 120, cu versetele 1 și 2. Am strigat către Domnul, strâmtoarea mea, și El m-a ascultat. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba mincinoasă. Vânat. Părea că niciun loc nu era sigur pentru David. Membrii familiei lui știau că nici ei nu erau în siguranță, fiind rudele lui, așa că pentru o vreme i s-au alăturat în peștera în care se ascundeau. I s-au mai alăturat sute de oameni care, dintr-un motiv sau altul, nu erau mulțumiți de împărat. Unde a găsit David adăpost pentru aceștia, ținând cont că era neliniștit în privința siguranței părinților lui? 1 Samuel, capitolul 22, cu versetele 3 și 4. Da, acolo David s-a dus la Mițpa, în țara Moabului, și el a zis regelui Moabului: lasă, te rog, pe tatăl meu și pe mama mea să vină la voi, până când voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Și el i-a adus înaintea regelui Moabului și ei au locuit cu el tot timpul cât David a stat în fortăreață. Când filistenii s-au ridicat la luptă împotriva unei cetăți israelite, aflate în apropiere de locul unde se ascundea David, acesta s-a rugat pentru îndrumare. Dumnezeu i-a spus să-și ia oamenii și să salveze cetatea. David s-a supus, deși soldaților lui le era teamă că Saul o să afle, ceea ce s-a și întâmplat. Când cetatea a fost salvată, David și oamenii lui au fost nevoiți să fugă în pustie, unde au continuat să meargă dintr-un loc în altul. Cât de încurajat s-a simțit David când l-a găsit Ionatan, fără ca Saul să știe. Au avut ocazia să fie împreună pentru scurt timp. Ionatan l-a încurajat pe David să continue să se încreadă în Dumnezeu. Saul a aflat unde se găsea David și a luat 3.000 de soldați ca să-l caute. La un moment dat, Saul a intrat într-o peșteră mare să se odihnească, neavând idee că David și oamenii lui se ascundeau în fundul acesta. Soldații lui David au vrut să-l omoare pe Saul, dar David știa că acest lucru era greșit. Dacă le-ar fi permis oamenilor lui să facă asta, oamenii ar fi putut crede că David căuta să-l omoare pe Saul, așa cum și Saul căuta să-l omoare pe el. În loc de asta, David s-a apropiat suficient de mult încât să poată tăia o bucată din mantia lui Saul, după care s-a ascuns din nou până când împăratul a plecat. Când Saul s-a aflat la o distanță sigură de peșteră, David a ieșit, le-a strigat și a ridicat bucata de material pe care o tăiase din mantia lui. Saul a fost șocat de faptul că David se găsise atât de aproape de el și nu-i-a făcut rău. Răspunzându-i lui David, mânia lui s-a stins. Salvat de la răzbunare. Samuel ajunsese foarte bătrân, iar când a murit, tot Israelul l-a plâns. Poporul avea să simtă lipsa judecătorului, preotului și profetului lor credincios. De pe vremea lui Iosua, el îi ajutase mai mult decât oricine altcineva. Oamenii au văzut diferența uriașă dintre Samuel și Saul și trăiseră deja consecințele teribile ale insistenței lor de a avea un împărat. Moartea lui Saul a fost plânsă, în special de David, dar el nu a îndrăznit să meargă la înmormântare. În apropierea locului unde se ascundeau David și oamenii lui, se găseau numeroși păstori care aveau în grijă mii de oi și capre. Acestea aparținea unui om bogat, rău și egoist, pe nume Nabal. David și oamenii lui au ajutat la păzirea turmelor lui Nabal, chiar dacă aveau nevoie de hrană, nici el și nici oamenii lui nu au cerut și nu au luat niciun animal care îi aparținea lui Nabal. Ce mesaj i-a trimis David lui Nabal și care a fost răspunsul acestuia? 1 Samuel, capitolul 25, cu versetele 6 la 12. Se ziceți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tunzi oile, păstorii tăi au fost cu noi. Noi nu i-am supărat, nici nu le-am lipsit nimic din toate zilele cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și ei îți vor spune. De aceea,
să capete trecere tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi bună. Dă-te rog robilor tăi și fiului tău David ce vei găsi la îndemână. Când oamenii lui David au ajuns, a spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David, apoi au tăcut. Dar Nabal a răspuns slujitorilor lui David și a zis: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni pe care nu știu de unde sunt? Oamenii lui David și-au urmat drumul înapoi, s-au întors și au spus lui David toate aceste cuvinte. David a procedat ca mulți dintre noi. El a reacționat nechipsuit. Din fericire, unul dintre păstorii lui Nabal a acționat rapid și a fugit și a spus lui Abigail tot ceea ce se întâmplase. Abigail și Nabal erau atât de diferiți unul de altul. Ea era o femeie grațioasă și iubitoare și nu a pierdut nicio clipă. Imediat a încărcat măgarii cu hrană pentru David și oamenii lui și i-a trimis slujitorii înainte și, fără să-i spună lui Nabal, i-a urmat călare pe un măgar până când s-a întâlnit cu David și cu oamenii lui care veneau spre ea. Pe cine a învinuit ea în timp ce se pleca la picioarele lui David? Haideți să vedem versetele 23, 24 și 28. Când Abigail a văzut pe David, a coborât repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Ea a căzut la picioarele lui și a zis: lasă, domnul meu, să cadă asupra mea greșeala aceasta. Permite roabei tale să-ți vorbească și ascultă cuvintele roabei tale. Iartă-te, rog, vina roabei tale, deci domnul va face domnului meu o casă trainică, pentru că domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu se va găsi răutate în tine. În timp ce David o asculta pe Abigail, el a fost recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că o trimisese ca să-l oprească să facă ceva ce ar fi regretat. Când Abigail s-a întors acasă, Nabal era beat, așa că nu i-a vorbit până în dimineața următoare. Când i-a spus cât de aproape fuseseră de moarte el și oamenii lui, Nabal s-a prăbușit și 10 zile mai târziu a murit. După aceasta, Abigail a ajuns soția lui David. Aplicație. Dumnezeu are nevoie de creștini binevoitori și împăciuitori. Dacă simți vreodată nevoia să te răzbuni, așa cum a simțit David, citește Romani, capitolul 12, cu versetele 19 la 21. Prea iubiților, nu vă răzbunați voi înșivă, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. De aceea, dacă îi este foame dușmanului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrăbândi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Cărbuni aprinși. Saul promisese să nu-l mai urmărească pe David, dar acesta știa că nu se putea încrede în promisiunile lui. De fapt, nu se putea încrede nici în israeliții lui, existând posibilitatea ca ei să-i spună cândva lui Saul unde se ascunde. David nu a fost surprins când a aflat de la iscoadele lui că Saul plănuia din nou să ia viața. David și oamenii lui s-au ascuns cu grijă când Saul și soldații lui s-au ridicat tabăra în apropiere. Într-o noapte, când David a întrebat cine îl va însoți până în tabăra lui Saul, Abishai, nepotul său, s-a oferit voluntar. Au mers în liniște până la locul unde Saul și armata lui dormeau adânc. Acolo, în mijlocul taberei, dormea Saul, având sulița înfiptă în pământ, la capul lui. Abner, căpetenia armatei lui, dormea lângă el. Abishai era încântat, fiind sigur că Dumnezeu le dădea o ocazie ca să scape de dușmanul lor. În șoaptă, i-a cerut lui David permisiunea să facă asta. David a refuzat, clătinând din cap. Ce a șoptit el nepotului său? 1 Samuel, capitolul 26, cu versetele 9 la 11. David a zis lui Abishai să nu-l omori, pentru că cine a întins mâna împotriva unsului Domnului și a rămas nepedepsit? Și David a zis:
Viu este Domnul, că numai Domnul îl va lovi, fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va coborâ într-un câmp de bătălie și va pieri. Să mă ferească Domnul să-mi întind mâna împotriva unsului Domnului. Ia însă sulița de la căpătâiul lui și ulciorul cu apă și să plecăm. Când s-au depărtat suficient cât să fie în siguranță, David a strigat și a trezit pe soldații adormiți. L-a mustrat pe Abner pentru că nu l-a păzit bine pe împărat și l-a întrebat pe Saul de ce continuă să-l urmărească. Saul a fost profund emoționat de bunătatea nemeritată a lui David față de el și a recunoscut că păcătuise. Ba mai mult, el chiar a recunoscut că Dumnezeu îl binecuvânta pe David. Saul a trimis un soldat ca să-i aducă sulița și urciorul cu apă. După aceea, David și nepotul său s-au întors în tabăra lor, iar Saul s-a întors acasă cu armata lui. Încă o dată, David a hotărât că va mai fi în siguranță cu filistenii decât în propria țară. Știa că nu se poate încrede în Saul, nici în israeliți. Așadar, fără să se încreadă în Dumnezeu și să-l întrebe pe el ce să facă, și-a luat oamenii cu tot cu familiile lor și s-a dus la Achish, împăratul filistean al Gatului. Achish s-a simțit flatat că David și oamenii lui i-au cerut protecția, așa că le-a dat cetatea Ziglag ca să trăiască în ea. El nu avea nicio idee că David făcea raiduri printre neamurile păgâne care treceau prin pustia din apropiere. Aplicație. Poate să ne ajute Dumnezeu cu fiecare problemă pe care o avem? Chiar și cu cele mai mari? Poate să ne salveze? Chiar și de cea mai puternică ispită? Ce credeți? Pregătirea pentru bătălie. Când împărații filistenilor s-au adunat pentru a lupta din nou împotriva israeliților, Achish era sigur că David și oamenii lui li se vor alătura. El le-a spus să se întâlnească cu armatele celelalte la locul de adunare pentru bătălie. Însă când împărații filistenilor au descoperit cine era David, a refuzat ca el să se alăture armatei lor, spunând că în timpul bătăliei ar fi putut să se întoarcă împotriva lor și să se alăture israeliților. Ce i-a spus Achish lui David să facă? 1 Samuel, capitolul 29, cu versetul 7. De aceea, acum întoarce-te și du-te în pace, ca să nu faci ceva rău în ochii domnitorilor filistenilor. Probabil că David s-a simțit extrem de ușurat, dar ce șoc a avut când au ajuns înapoi la Ziclag. Amaleciții năvăliseră în cetate, dându-i foc și luându-le femeile și averile. Oamenii lui David erau atât de tulburați încât au început să dea vina pe el. David l-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă, iar Dumnezeu i-a spus să meargă să-și salveze oamenii capturați. David s-a supus, însă 200 dintre oamenii lui erau atât de obosiți încât s-au oprit să se odihnească. Cu cei 400 de oameni care i-au rămas, i-a ajuns pe amaleciți și au recuperat totul, inclusiv familiile lor. Au luat și prada furată de amaleciți de la alții. Unii dintre cei 400 de soldați s-au gândit că cei 200 rămași în urmă n-ar trebui să aibă drept la pradă. Însă David a spus că o vor împărți la toți. De fapt, când s-a întors la Ziclag, a trimis o parte din pradă la prietenii lui din sudul Iudeii, pe unde a umblat el și oamenii lui când se ascundeau de Saul. Între timp, filistenii s-au adunat să se lupte cu israeliții. În timpul anilor pe care Saul i-a pierdut, urmărindu-l pe David, ar fi trebuit să se lupte cu filistenii. Acum însă aceștia ajunseseră foarte puternici, iar mărimea armatei lor îl înfricoșa pe Saul și îl descuraja. Când l-a întrebat pe Dumnezeu ce ar trebui să facă, nu a primit niciun răspuns. Aplicație. Dacă Dumnezeu i-ar fi răspuns lui Saul și l-ar fi sfătuit, crezi că s-ar fi supus cu adevărat? Un sfârșit trist. Saul era disperat. Urma să-i înfrunte pe filisteni în bătălie în ziua următoare și voia să știe ce să facă. Nesupunerea și încăpățânarea lui îl făcuseră să rupă orice legătură cu Dumnezeu. Ajunsese singur și lipsit de speranță. Ce a făcut el ca urmare a descurajării lui? 1 Samuel, capitolul 28, cu versetele 7 la 15. Atunci Saul a zis slujitorilor săi, găsiți-mi o femeie care cheamă morții ca să mă duc la ea și să o întreb. Și slujitorii lui i-au zis, iată, în Endor este o femeie care cheamă morții.
Saul s-a dechisat, s-a îmbrăcat în alte haine, a plecat împreună cu doi oameni și a ajuns la femeie noaptea. Și el a zis, te rog, ghicește-mi printr-un duh și scoală-mi pe acela pe care ți-l voi spune. Femeia a zis, iată, știi ce a făcut Saul? Cum a nimicit din țară pe toți cei ce cheamă morții și pe ghicitori, de ce a întins o cursă vieții mele ca să mă omori? Și Saul i-a jurat pe Domnul zicând, viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru asta. Și femeia a zis, pe cine vrei să-ți scol? Și le-a zis, scolăm pe Samuel. Când femeia a văzut pe Samuel, a scos un țipăt mare și femeia i-a vorbit lui Saul zicând, de ce m-ai înșelat? Căci tu ești Saul. Și regele i-a zis, nu te teme, ce ai văzut? Și femeia a zis lui Saul, am văzut o ființă dumnezească ridicându-se din pământ. Și el i-a zis, ce înfățișare are? Și a zis, se ridică un om bătrân și este acoperit cu o robă. Și Saul a știut că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Samuel a zis lui Saul, de ce m-ai deranjat chemându-mă? Și Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare, pentru că filistenii fac război împotriva mea, iar Dumnezeu s-a îndepărtat de la mine și nu mai răspunde nici prin profeți, nici prin visuri, de aceea te-am chemat pe tine ca să-mi descoperi ce să fac. Ce priveliște! Împăratul lui Israel, a cărui minte a fost la început plină de Duhul Sfânt, căuta acum ajutor la spiritele răului. Femeia la care s-a dus Saul era un medium sau o persoană stăpânită de un duh necurat. Acest tip de oameni sunt agenți ai satanei prin care oamenii cred că pot contacta morții. Saul s-a dus la acest medium deoarece voia să-l contacteze pe Samuel care murise. A fost Samuel cel care i-a apărut și a vorbit lui Saul? Nu! Samuel era mort. El nu mai putea vorbi. Morții nu știu nimic. Apariția care semăna cu Samuel era un duh necurat. Ce a spus acesta? Versetul 19. Și Domnul va da și pe Israel împreună cu tine în mâna filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine și pe tabăra lui Israel Domnul o va da în mâna filistenilor. Saul trecuse sub controlul satanei. După aceea, pretizând că este Samuel, diavolul i-a reamintit de păcatele lui și a profețit înfrângerea și moartea. Nu e de mirare că a căzut la pământ de disperare. A doua zi, bătălia s-a derulat exact așa cum intuise satana. Saul și trei fii ai lui, inclusiv Ionatan, au murit. De fapt, Saul a fost rănit și ca să nu fie prins și omorât de vrășmași, a ales să se arunce în propria sabie și să se sinucidă. Ce s-a întâmplat când israeliții și-au dat seama că au pierdut bătălia? Samuel 31:7. Și când bărbații din Israel care erau de cealaltă parte a văii și cei ce erau de cealaltă parte a Iordanului au văzut că bărbații lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui moriseră și-au părăsit cetățile și-au fugit și ei și filistenii au venit și s-au așezat în ele. Bătălia aceasta a avut loc în apropiere de locul unde, cu mulți ani înainte, Gedeon și cei 300 de oameni ai lui puseseră pe fugă o armată uriașă. Care a fost diferența dintre cele două bătălii? Aplicație. Probabil că Saul, când a ales să nu se supună, nu s-a gândit că va ajunge atât de păcătos. Dar nesupunerea față de Dumnezeu, chiar și în cele mai mici lucruri, nu ne oferă niciodată un teren sigur sub picioare. Războiul teribil dintre Dumnezeu și Satana este în plină desfășurare chiar acum. De partea cui alegi să fii? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!